într-adevăr, ceea ce am descoperit noi în Catedrala Episcopală este o surpriză pentru iconografia noastră ortodoxă, dar și pentru iermenia creștină, iermenia bisericii, adică să spunem telespectatorilor, imaginii unei cuvioase în pictura bisericească. Mai concret, o sfântă cuvioasă, cum este cuvioasa Parascheva, este reprezentată în toate bisericile ortodoxe din lume, îmbrăcată într-o haină neagră, până în pământ, și purtând în mână o cruce și o ramură de finic, o ramură de măslin, care sugerează împăcarea, pacea pe care a găsit-o și jertfa, crucea. Iertați-mă să spunem, sfânta cuvioasă poartă pe cap este îmbrobodită arătând smerenia. Când ești cuvios, înseamnă că ești un om smerit, modest, care ți-ai ales această cale de bunăvoie. E bine, la Roma, în ceea ce se petrece aici este un lucru extraordinar. Cuvioasa Parascheva nu mai apare în haina aceea îmbrăcată de smerenie, ci cuvioasa Parascheva apare în Catedrala din Roman, așa cum vedem și în această imagine, într-o ipostază nouă, în aceea de stăpână a locului, așezată pe un tron, pe un jilț împărătesc, și este încununată de îngeri. Doi îngeri așează o cunună, o coroană pe creștet, în semn că ea este stăpâna locului, ocrotitoarea acestei așezări. Deci este unicată în pictura noastră bisericească și acest lucru îi confirmă această autoritate de patroană și ocrotitoare, stăpână a cetății, stăpână a bisericii. Acest lucru nu se întâmplă în alte locuri, unde Sfânta Parascheva, de exemplu, este hramul bisericii respective. Ce au vrut să sugereze acești ctitori prin icoana pe care v-am prezentat-o? Și chiar făcând o excepție. Deci este excepție, dar ei au sugerat un lucru foarte clar, că Sfânta Parascheva este aleasă special de familia Mușatinilor să fie patroană și ocrotitoare acestei biserici și acestei cetăți. Faptul că aici este mormântul mamei domnitorului Alexandru cel Bun, Anastasia, și aici este necropola familiei Mușatinilor, iar Sfânta Parascheva pe tron este cea care ocrotește această familie și binecuvintează această cetate, noi credem că această scenă aduce pentru noi binecuvântare și bucurie, pentru că înainte de venirea moaștelor în Moldova, Sfânta Parascheva, așa cum am văzut-o, era la Roma cinstită cu mare fast de către familia domnitoare a Moldovei. Deci Iașul nu era capitala Moldovei când în Roman exista această biserică. Acest lucru trebuie să-l înțelegem noi. Deci capitala era la Suceava, Sfântul Ocrotitor al Mitropoliei a fost și a rămas și astăzi Sfântul Gheorghe. Deci trebuie să clarificăm aceste aspecte. Sfântul Gheorghe apare și astăzi pe steagul Mitropoliei Moldovei. Sfânta Parascheva a fost dintr-un început ocrotitoarea Romanului și a Catedralei din Roman.